Sindicaliștii din administrație sunt gata de greva generală. Printre ei se numără și salariații responsabili de pregătirea alegerilor din 2024. În total, angajații din peste 800 de primării au anunțat că vor opri activitatea începând de zilele viitoare. Angajații din administrație se pregătesc pentru greva generală. În total vorbim despre 813 primării, cele mai multe din Iași, care își vor sista activitatea în perioada următoare. Inițial va fi vorba despre o grevă de avertisment, însă de săptămâna viitoare angajații vor intra în grevă generală. Guvernul trebuia să îi primească la discuții în momentul în care aceștia au depus documentele la Palatul Victoria, însă nu s-a întâmplat acest lucru așa cum prevedea legea. Oamenii sunt nemulțumiți din cauza salariilor pe care le primesc. Ei spun că iau cu 30% mai puțin față de cât prevede legea. Pentru a economisi bani la buget, angajații din administrație spun că ar trebui redus numărul consilierilor locali. Acestor protestatari li se alătură și angajați care urmează să se ocupe anul acesta de alegeri. Știm foarte bine că avem 4 rânduri de alegeri, iar activitatea din acele zile ar putea fi perturbată de aceste greve și proteste.